Televiziunii Naționale, Antena 1, pe domnul Coto Iosif, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale din partea UDMR, domnul Emil Tocaci, senator Partidul Național Liberal, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, în dreapta mea se află academician Aureliu Emil Sândulescu, membru în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților, din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, și în dreapta mea se află doamna Mariana Stoica, membru în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, din partea Partidului Democrat. Pe data de 30 septembrie, Guvernul a adoptat hotărârea privind inițierea procedurii de înființare a Universității de Stat Multiculturale Petőfi Schiller cu limbile de predare maghiară și germană. Potrivit hotărârii de guvern, grupul de lucru trebuia să finalizeze raportul asupra Universității Maghiaro-Germane până la data de 15 noiembrie, luând în considerare și raportul prezentat de Comisia de Evaluare a posibilităților de înființare a unei universități maghiare de stat. Departamentul pentru Minorități Naționale a comunicat săptămâna trecută propunerile pentru conducerea universității. Ieri, Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, avem doi reprezentanți în această seară care fac parte din Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, a aprobat cu 12 voturi pentru raportul final asupra Ordonanței de Urgență 36/97 privind modificarea legii învățământului. Cu același număr de voturi pentru, Comisia a acceptat și conceptul de universitate multiculturală. În sensul prezentei legi, prin instituție de învățământ superior multiculturală, se înțelege acea instituție în care predarea se face pe lângă limba română și, eventual, limbi de circulație internațională și în limbile minorităților naționale. Doamna Stoica, 12 voturi pentru această lege și mai ales pentru această definiție a universității multiculturale. Câte voturi au fost împotrivă și cum au fost voturile? Cine a votat pentru, cine a votat împotrivă? Sigur că lucrurile cred că nu trebuie prezentate atât de simplu, domnul Tucă. Suntem după o discuție ostenitoare de aproape un an de dezbaterea unei ordonanțe de urgență. Eu am prezentat prin pe scurt urmare, această istorie pentru urmare, că am făcut nenumărate emisiuni pe tema asta. Da. Deci nu cred că aceasta a fost tema discuției noastre de ieri în comisie când s-au dat și voturile finale. Noi am discutat și celebrul articol 10, articolul 9, la care știți foarte bine că au existat o mulțime de reacții, nu întotdeauna foarte cu apreciere extraordinare la adresa activității comisiei noastre. Dar faptul că am acceptat conceptul de multiculturalitate așa cum el a fost votat, și eu spun că ședința s-a desfășurat conform tipicului de desfășurare a ședințelor de comisie, în conformitate cu regulamentul de organizare a ședințelor din Camera Deputaților, eu cred că el este acoperitor în totalitate. Prin urmare, voturile pentru au fost, să știți, deopotrivă și din partea, sigur, colegii mei de partid și partidul meu care de altfel... Din Partidul Democrat, care altfel și-a și exprimat de multe ori poziția din acest punct de vedere. Am și explicat de multe ori ce înțelegem prin multiculturalitate. Prin urmare, toți cei trei am votat pentru această chestiune. Colegul nostru de la PSDR la fel a votat pentru, iar o parte dintre colegii noștri din PNCCD la fel au agreat această definiție. N-aș putea să vă spun acum exact cine a votat împotrivă și cine s-a abținut, dar în orice caz, legea în sfârșit, inclusiv raportul, urmează să fie prezentat în plenul Camerei, ceea ce înseamnă un pas mare înainte. Domnul Sândulescu, cum au votat cei din PNCCD sau mai exact cum ați votat dumneavoastră? Eu am votat pentru. Ați votat pentru? Această Dar definiție. Ce ne facem? Pentru că s-a promis la nivel mai înalt, liderii partidelor au promis o universitate maghiaro-germană. Nici de cum nu era inclusă... Vedeți, eu nu văd niciun fel de conflict între ce promit liderii partidelor într-o înțelegere care nici nu ne-a fost comunicată foarte precis și în mod... Stați puțin, că aici nu mai este vorba. A fost acea hotărâre de guvern prin care se iniția
înființarea unei universități maghiaro-germane. Da, această hotărâre a fost făcută după votul din Camera Deputaților. Ieri am votat problemele de cult. Da, ați votat, înainte... ați votat și definiția... definiția dată universității, ce înțelegeți, ce se înțelege prin universitate multiculturală. Domnul Tucă, dar nu contravine cu nimic ceea ce am votat noi ieri cu ceea ce a hotărât guvernul. Prin urmare, nu este niciun fel de contradicție între acestea. Universitatea, guvernul a inițiat o procedură. Care procedură? Până în 15 noiembrie trebuie să ne prezinte un raport. După ce se prezintă raportul, urmează să avem alte discuții. Prin urmare, eu nu văd aici niciun fel de inadvertență între unele și altele. Dumneavoastră știți foarte bine ce am vrut să zic. Sigur că nu există inadvertență și că n-ați încălcat cu nimic, până la urmă, chiar promisiunile liderilor coaliției. Însă este foarte clar. UDMR-ul și-a exprimat de atâtea ori dorința în înființarea unei universități maghiare și a venit acum soluția cu o universitate maghiaro-germană. Dând la o parte faptul că minoritatea germană nu are nevoie sau nu poate să aibă atâția studenți cât să participe la înființarea acestei universități. Haideți mai bine să ascultăm și punctul de vedere al domnului Coto Iosif, secretar de stat în Ministerul Învățământului. Domnia sa are o misiune destul de ingrată. Pentru că poziția Ministerului Învățământului, o știm foarte bine, ministrul Andrei Marga a exprimat-o foarte clar. Multiculturalitate înseamnă că trebuie inclusă și partea română, ar însemna o universitate română, maghiară, germană. Domnul Coto, vă rog. Eu nu sunt atât de liniștit în ceea ce privește votul de ieri, pentru că mi se pare că noțiunea multiculturalismului se înțelege puțin îngrădit. În sensul că eu consider că viitorul Europei este într-adevăr multiculturalismul. Este o valoare adevărată multiculturalismul în zonele noastre unde trăiesc atâta culturi la oaltă. Însă sensul adevărat al noțiunii spune că trebuie să păstrăm identitățile acestor culturi și mai degrabă puterea de a produce valori, că prin aceasta devine comunitatea noastră întreagă mai competitivă și prin aceasta reușim să contribuim la creativitatea unei Europe, întrucât Europa nu dorește niște soldați uniformi și nu dorește comunități uniformi, ci comunități care păstrează într-adevăr competitivitatea. După votul de ieri din Camera Deputaților, iertați-mă, se îndepărtează, văzând cu ochii, ideea înființării unei universități maghiaro-germane. Exact, pentru aceasta mă neliniștește votul de ieri. Păi, care a fost reacția dumneavoastră, a liderilor din UDMR, față de ceea ce s-a votat ieri în Camera Deputaților? Deci asta am vrut să zic, că în ideea noastră, multiculturalismul înseamnă păstrarea unei culturi savante, cum spune și literatura internațională, că această cultură savantă se poate păstra numai prin instituții proprii. Eu consider că ideea și inițiativa noastră de a crea o instituție în care se poate cultiva o cultură specifică era binevenită și era în favoarea țării, întrucât am fi cultivat o cultură creativă. Înțeles. Nu vă e teamă că aveți o opinie separată în cadrul Ministerului Educației Naționale? Pentru că dați-mi voie să vă citesc doar un simplu paragraf din poziția pe care a exprimat-o Ministerul Educației Naționale. Au fost, de fapt, două note. A fost o notă a Direcției de Control a Ministerului Educației Naționale, note referitoare la hotărârea de guvern privind înființarea Universității Maghiară-Germane și o altă notă a Consilierului Ministrului Educației Naționale. Dați-mi voie să citesc doar un paragraf. Învățământul universitar are caracter deschis și nu poate fi exclusivist și eliminatorul pe anumite criterii. Universitatea propusă este anticonstituțională deoarece nu dă șansa tinerilor aparținând majorității românești, necunoscători ai limbii maghiare sau germane, să urmeze cursurile acesteia și este discriminatorie deoarece minoritățile din țara noastră au accesul garantat atât la structurile în limba română, cât și la structurile universitare cu predare într-o altă limbă. Ce putem afla de aici? Guvernul a dat această hotărâre de guvern pentru inițierea înființării Universității Maghiară-Germane.
Ministerul Educației Naționale, care face parte din guvern, este împotriva înființării acestei universități maghiară-germane. Dumneavoastră, ca secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, aveți altă poziție decât conducerea Ministerului Educației Naționale și respectați, într-un fel, hotărârea guvernului. Ce să mai înțeleagă oamenii de aici? Eu cred că situația nu e atât de complicată cum se arată. Cum încercați să explicați dumneavoastră? Ministerul Educației Naționale mi se pare că este o instituție democratică în felul lui, care dorește un învățământ reformat și un învățământ care aduce la creșterea competitivității generației de astăzi. Da. Normal că într-o democrație sunt păreri diferite. Și eu am exprimat această părere pentru, știți, din cauza asta. Asta eu e n-am democrație nicio... de plexiglas, dați-mi voie să intervin. Haideți să-l ascultăm și pe domnul... Dar dacă permiteți încă o propoziție. Deci, afirmația citită, eu cred că se poate foarte ușor contrazis, întrucât ar-și dori să introducă lângă noțiunea de multiculturalism și o altă noțiune. Spune că aduce la separatism, aduce la segregaționism. Eu consider, și pentru aceea am intrat în problema asta puțin teoretizantă a democrației, că separatismul are alte noțiuni paralele în țări unde structurile democratice sunt mai solide și m-aș gândi că dacă spun segregaționism sau separatism, atunci într-o țară mai democratică pot să spun că subsidialitate, pot să spun că autonomie locală și atunci eu cred că imediat lucrurile devin mai clare și și prin acest fapt eu cred că am reușit să dovedesc că nu e atât de grav inițiativa noastră. Nu e vorba să dovediți, iertați-mă dumneavoastră, e vorba cât poate să o dovedească UDMR-ul. Până să-i dau din nou cuvântul doamnei Stoica, domnia sa vede foarte simplu rezolvarea problemei sau nu o vede atât de încălcită, rog pe domnul Tocaci, care oricum nu va rămâne până la finalul emisiunii, domnia sa știe foarte bine ce s-a întâmplat cu această lege trecând prin Senat și fiind votat acolo, să vedem punctul de vedere al domniei sale, e foarte interesant, după ce legea a trecut prin Senat. Vă rog. Da. Dumneavoastră ați afirmat că situația e foarte complicată. Și ați subliniat niște paradoxuri. Corect. Colegii mei au reacționat afirmând că nu e deloc complicată sau oricum nu e atât de complicată și că ați complica-o dumneavoastră. Da. Așa e. Părerea mea este că nu e simplă. Și părerea mea este că într-o astfel de discuție publică ar trebui să nu eludăm nimic și nici să nu încercăm abilități care să ne pună de acord și cu unele puncte de vedere oficiale ale partidelor noastre și în același timp cu propria noastră conștiință. Hai să încercăm să dăm toate valurile la o parte. Lucrurile stau în felul următor. UDMR-ul, spun UDMR-ul și nu maghiarii, vă rog să rețineți, UDMR-ul a reclamat o universitate de sine stătătoare și de limbă exclusiv maghiară. Mă scuzați că intervin, dar această discrepanță că UDMR sau comunitate nu există. Să nu pornim de la false idei. Vă rog, permiteți, domnul senator, și vă cer scuze domnule că am intervenit. Domnule coleg, îmi permiteți. Deocamdată UDMR-ul. Nu pot să cred că maghiarimea din România, în totalitate, este într-un acord perfect cu acest punct de vedere al UDMR-ului. Dacă dumneavoastră garantați... Bine, dacă dumneavoastră garantați acest lucru, eu nu sunt în măsură să vă contrazic, sau mai exact, nu doresc să vă contrazic, pentru ei neesențial. Deocamdată se manifestă UDMR-ul. Bine, și atunci voi spune UDMR-ul, nu este important, în argumentarea mea, nu este important dacă e UDMR-ul sau maghiarimea din România în totalitate. Important este că... Nu are important. Important este că UDMR-ul a reclamat o universitate maghiară de sine stătătoare și doar maghiară. Clar. A ținut intens la acest punct de vedere. Și la urma urmelor, deși în cadrul dezbaterilor din Senat, ca vicepreședinte al Comisiei, eu m-am opus acestui deziderat. O spun acum, am spus-o și atunci, cei din apropierea mea știu foarte bine, că am spus că nu este o nenorocire chiar dacă se înființează, dar nu se poate accepta. De ce? Din cauza modului în care a fost cerută. Acest mod de a cere
a născut, domnule coleg, și îmi pare rău că trebuie să vă spun, suspiciuni. Eu am considerat și încă mai sper, deși mărturisesc că mi s-au diminuat speranțele, n-au dispărut, dar s-au diminuat, am sperat, spuneam că acum, la acest sfârșit de veac și de mileniu, va exista în sfârșit o reală reconciliere româno-maghiară și un început de prietenie româno-maghiară. Am dorit acest lucru pentru că istoria celor două țări este lezată puternic de conflictul care n-ar fi trebuit să existe, dar care se justifică totuși, oricum care ar fi trebuit să dispară. Dar nu dispare, cel puțin nu deocamdată, și asta din cauza că se fac multe erori. Iarăși, nu-mi face plăcere să spun că UDMR-ul face aceste erori. Și atât de ce. Cum spuneam, universitatea a fost cerută, și nu numai universitatea, o serie întreagă de revendicări, pe un ton imperativ și cu o propagandă cu totul și cu totul greu de acceptat. N-am vrut să spun inadmisibilă. De pildă, în tot ansamblul revendicărilor privind învățământul, s-au făcut afirmații că minoritarii nu au dreptul să învețe în limba maternă în România. Că nu pot învăța tinerii maghiari în limba maternă în România. Insinuându-se că nici chiar la nivele inferioare nu pot învăța. Ori legea 84 din 95, lege la care am participat masiv, după cum cei inițiați știu, este a doua din lume ca nivel de generozitate. Este depășită din acest punct de vedere al generozității față de minorități doar de legea din Finlanda, legea similară din Finlanda. Acolo suedezii, într-adevăr, au tot ce au și finlandezii. Dar această medalie de argint, ca să vorbesc în termeni olimpici, pe care o avem, e totuși onorantă. Și având poziția a doua din lume din acest punct de vedere, este foarte greu să admiți, să ți se spună că nu respecti normativele internaționale și ni s-a spus de sute de ori. Care normative? Acele normative care se mulțumesc cu 4 clase primare în limba maghiară în Austria și atât, când Austria are 6,5% din populație maghiară. Și nimeni nu zice că Austria e o țară nedemocrată. Unde s-a mai văzut în Europa de vest, nu mai vorbesc de Europa de est, dar în Europa de vest, unde s-a mai văzut o universitate, o facultate, o secție universitară în altă limbă decât cea națională, exceptând Tirolul italian. Da, acolo sunt, în Tirolul italian, o spun. Prin urmare, vreau să sintetizez, afirmând că prin modul în care a fost solicitată această universitate în cadrul unui ansamblu larg de revendicări, UDMR-ul ne-a sugerat că obiectivele nu se opresc doar la înființarea unei universități. Că obiectivele nu se opresc doar la atingerea obiectivelor anunțate, adică a dezideratelor anunțate. Ne s-a sugerat foarte limpede că din moment ce, fiind în poziția a doua cunoscută și recunoscută pe plan mondial, din punct de vedere al generozității, se afirmă că nu respectăm normativele, că persecutăm minoritățile, că nu respectăm drepturile omului și așa mai departe. Ei, din moment ce există o atitudine ca asta, este ușor de presupus, este obligatoriu de presupus, iertați-mă, că în spatele atitudinii sunt și alte deziderate ocultate. Motiv pentru care s-a creat reacția față de această universitate. Pentru că, dacă s-ar fi vorbit, așa cum ați vorbit dumneavoastră, domnule secretar, dacă ați fi spus așa, da, în România se respectă drepturile minorităților în mod integral, ba chiar sunt depășite normative. Da, dar noi, maghiarii, dorim să avem o universitate în această Transilvanie în care suntem și noi de multe secole. Și am avut o universitate, bineînțeles, înainte de 1918 și după. Dorim acest lucru. În virtutea amiciției care începe să nască între noi, dați-ne, domnule, dreptul să facem această universitate. Nu cred că existau mai mult de 10-15% voci din totalul clasei politice care se opună. Dar în momentul în care tu știi că ai făcut tot ceea ce este omenește posibil, știi că ești mai democrat din acest punct de vedere decât Franța, decât Germania, decât Marea Britanie, decât o serie întreagă de țări care nu pot fi învinuite de lipsă de democrație și cu toate acestea, ci să spune că nu respecti, că ești vinovat, că și așa mai departe ești pus la zid, e bine, atunci reacția este firească.
Dar UDMR-ul are dreptate când spune ceva. Că s-a făcut o înțelegere. Că s-a făcut un fel de contract, dacă vreți, cu actuala coaliție, în cadrul actualei coaliții, privind înființarea universității. Dom'le, iertați-mă, au greșit ăia care au făcut contract. Păi bineînțeles, scuzați-mă, și tratatele internaționale se semnează sub rezerva ratificării de către Parlament. Parlamentul este suveran. Niciun șef de stat din lume n-are dreptul să semneze un tratat, tratat între state. Cum a fost cel româno-maghiar, cum a fost cel româno-ucrainean, cum sunt atâtea. Și să spună, da, eu vă garantez că va fi ratificat de Parlament. N-are acest drept. Și nu o face. Și atunci, cum vin unii lideri politici să semneze o înțelegere și să garanteze că ea va fi ratificată de Parlament? E, uite că nu e ratificat. Bazându-se pe disciplina de partid, domnul Tocaci. Păi disciplina de partid tinde să ne împingă la Marea Adunare Națională, iertați-mă. Numai că în Marea Adunare Națională erau 99% sau chiar 100% pentru că era un singur partid. Da. Hai să vedem, să ascultăm și pe domnul... Da. Dacă permiteți, cer scuze, nu vreau să monopolizez discuția, dar eu cred că a ridicat domnul Tocaci câteva probleme la care trebuie să mă refer în mod foarte rapid. Într-adevăr, trebuie să pornim de la faptul că UDMR-ul acceptă, nu numai că acceptă, ci militează pentru ideea concilierii. Dovadă coaliția. Cred că mai multe lucruri nu trebuie să spunem despre acest fapt. Însă... Ar mai fi. Nu-i suficient. Coaliția, iertați-mă, domnule, acum m-ați întrerupt, îmi permis și o să vă... Vă rog. Coaliția s-a făcut dintr-o necesitate reciprocă. În această coaliție, ca de altfel mai în toate coalițiile, există niște interese comune și nu o dragoste nețărmurită a celor. Este adevărat. Da. E adevărat că eu cred că și aceste interese sunt mai puternice decât dragostea. Că dragostea e însă vine repede. Însă reconcilierea la care mă refeream eu este de dorit. Faptul că UDMR-ul o dorește și el nu poate fi argumentat prin prezența în coaliție. În coaliție UDMR-ul a intrat pentru că are interese evidente de a participa la această guvernare. Eu cred că e interesul țării să... Nu contest asta, dar este, din punct de vedere al UDMR-ului, e în primul rând interesul UDMR-ului. Să presupunem. Dar eu aș dori, dacă permiteți foarte pe scurt, să reacționez la noțiunea suspiciune. Mi se pare mie că noi, de la bun început, în programul de guvernare, am declarat doleanțele noastre comunitare, lângă hotărârea fermă de a contribui și la rezolvarea tuturor problemelor ale democrației noastre, începând de la problemele economice până la problemele umanitare. Eu cred că în acest program de guvernare deja era foarte clar cuprins că trebuie să înlăturăm toate îngrădirile învățământului minoritar. Deci noi, când am propus înființarea acestui universitate, n-am venit cu nimic nou. Noi am venit cu un drept, un drept de a cere, că era prins în programul de guvernare. Am înțeles, dar care sunt dreptul nostru de a... O secundă, dar care sunt îngrădirile, domnule coleg? Deci, că nu există nicio îngrădire, domnule. Înainte de 89 a existat și îngrădirea că n-avem dreptul. Și acum folosesc din adins, de 89, care nu s-a reparat nici în acești ani, dreptul de a construi o rețea de învățământ în totalitatea verticală, de la învățământul elementar până la învățământul superior, întrucât există o rețea în limba minorităților numai dacă există finalitatea învățământului. Ați vorbit despre dreptul și accesul, vă rog, și accesul minorităților și a comunității maghiare la învățământul în limba maternă. Eu am o statistică aici foarte interesantă. Pentru că nu există finalitatea, vă rog să vedeți de la an la an cum se descrește și se descompune această rețeaua, ajungând, de exemplu, că la liceu, în ciclul liceal, am ajuns la 3,7 la față de totalitate de 7,1%. Da. Pentru că nu există finalitate. O secundă, dumneavoastră afirmați mereu că nu există finalitate, nu? Da. Păi există vreun domeniu în învățământul superior
un domeniu de bază, în care un tânăr maghiar care dorește să învețe în limba maghiară, la universitate, subliniez învățământ, să nu o poată face? Da, da. Care? Și e foarte interesant că dacă care? Examinăm posibilitățile unde un student poate să urmeze studii în limba maternă, sunt numai specializările care te pregătește ca profesor. Dar în ramurile cele mai importante, care? E foarte importante din punct de vedere economic și la acest sfârșit de mileniu, economie, agronomie, științele tehnice, nu poți urma studiile în limba maternă. Deci, dar de ce, ce vă deranja? Întrebarea e clar, am înțeles, dar ce v-ar deranja dacă agronomia, economia și așa mai departe, pe care le revendicați, ar apare ca secții ale unor facultăți, să zicem, de la Cluj sau Târgu Mureș sau Timișoara, o altă discuție. Domnul senator, deci să vedem atunci să apară aceste secții cu autonomie decizională, să apară cu structura instituționalizată și atunci discutăm problema. Deci, autonomia decizională a oricărei secții. A oricărei secții. A oricărei secții, da, care e subordonată facultății, care la rândul ei e subordonată universității. E clar că deci o autonomie decizională a liniei. Tinde să monopolizeze dumneavoastră de fan cu asta. Scuze, eu cer scuze, v-am spus de înainte că nu vreau că domnul senator se grăbește și de asta am fost așa de liniștiți amândoi aici și l-am ascultat pledoaria pe care de altfel am auzit-o și la Camera Deputaților a domnului senator Tocaci. Dar poate că lucrurile dumneavoastră, doamna Stoica, puse altfel. Eu cred că în acest fel nu ajungem la niciun fel de nu consens, dar nu ajungem la niciun fel de rezultat în final. De ce? Pornesc de la o afirmație care cred eu că este păguboasă. Atunci când spunem că dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, și e adevărat, și de data aceasta vă vorbesc în calitatea mea de președinte a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului României. Adică vreți tot Parlamentul să-l integrați în Uniunea? Stați puțin, domnul Tucă. Eu nu vă întrerup, dați-mi voie să duc ideea până la capăt, după aceea o să întrebați și o să întrerupeți de câte ori doriți dumneavoastră, da? După ce nu mai vorbiți să vă întrerup, nu? Domnul Tucă, eu vă rog frumos să ne păstrăm în limite decente, pentru că nici eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră, nici pe domnii care atât de frumos și-au exprimat punctele de vedere. Eu cred așa că atunci când este vorba de integrare, atunci toate structurile sunt integratoare, nu separatoare. Ne-ați făcut un, să spunem, o pledoarie de ce am adoptat ieri și am votat și am fost de acord cu definiția multiculturalității. Eu cred așa, cu cât ne cunoaștem mai bine unii pe alții, cu atât putem să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Cu cât ne cunoaștem mai bine cultura unii față de ceilalți și ceilalți față de noi, cred că putem să ne înțelegem mai bine unii pe alții. De aceea acceptăm ideea aceasta a multiculturalității. Acceptați ideea că dorim să cunoaștem și să asigurăm toate condițiile în conformitate cu prevederile constituționale a tot ceea ce înseamnă cunoaștere reciprocă mai bună pentru o înțelegere mai bună, în spiritul reconcilierii. Sigur că eu nu cred că problema aceasta a universității este o chestiune care vizează integrarea României în structurile europene. Pentru că eu cred așa, noi discutăm foarte mult despre chestiuni interesante, domnul Tucă Altminteri, despre universitate, despre restituiri, despre proprietăți, când de fapt noi suntem datori vis-a-vis de obiectivul principal al guvernării, acela de a ne apropia de structurile Uniunii Europene și de a ne grăbi puțin ritmul pentru a putea să începem negocierile, noi pierdem din vedere cele 20 de legi care sunt absolut obligatorii pentru ca noi să avem un alt tip de catalogare la Uniunea Europeană, care nu este nici pentru minorități, nici pentru majorități, nici pentru regiuni, ci e vorba de țară. Ori eu cred că UDMR-ul a venit în coaliție și a acceptat să guverneze conform înțelegerilor de guvernare,
nu numai pentru a avea o universitate în limba maghiară. Mi-ar părea rău să cred acest lucru, pentru că se regăsesc în foarte multe structuri ministeriale care nu au nimic de a face cu structurile de învățământ. Eu cred că la ora actuală învățământul din România corespunde în totalitate și este armonizat în totalitate cu structurile învățământului european. Prin urmare, când discutăm despre integrare, această problemă o scoatem de la capitolul integrare. Avem altele mult mai grave pe care trebuie să le discutăm. Dați voie să spun și eu ceva? Vă rog. Vă mulțumesc. Domnul Sandulescu. Eu aș vrea să precizez, deoarece sunt fizician și sunt foarte precis, sper. Cum am ajuns și de ce a trebuit să votăm această definiție? Inițial s-a cerut de către UDMR o universitate complet autonomă. Autonomă în sensul că administrația integrală a acestei universități să fie făcută separat de altă, de o universitate, de exemplu, cum e la Cluj. La Cluj există 36 de linii de învățământ. Prin linii de învățământ înțeleg că poți obține licență chiar în drept. Prin urmare, nu se pune problema că nu au posibilitatea de a învăța. Mai mult decât atât, cu amendamentul care l-am propus la articolul 123 privind universitățile, am lărgit această sferă în care intră în momentul de față și orice învățământ tehnic, de exemplu cel care l-a menționat domnul secretar de stat, și altele, orice. Prin urmare, acesta a fost începutul. Rezultatul a fost că s-a găsit o soluție cu Universitatea Multiculturală. Dar nimeni nu și-a imaginat în momentul respectiv, prin urmare, asta durează de mult timp, că se va inventa noțiunea de universitate multiculturală a minorităților. Multiculturală, de fapt biculturală. Care până la urmă a ajuns universitate biculturală, cum a spus doamna Stoica. Prin urmare, am fost forțați să dăm o asemenea definiție a noțiunii de multiculturală. Eu personal nu mi-am putut, trebuie să recunosc că am făcut greșeală să nu-mi imaginez și această posibilitate de interpretare. Prin urmare, istoric s-a cerut o universitate complet autonomă. Argumentul meu a fost contra, indiferent de care a fost linia partidului, cu toate mă consider că fac parte din partid și urmez linia partidului și nu distrug unitatea partidului, dar nu puteam să accept acest lucru din motivul că orice instituție autonomă pe teritoriul României ar fi începutul unei federalizări a României. Prin urmare, era suficient să se creeze o universitate, să zic, nu maghiară, turcă, pe teritoriul României, era suficient ca noțiunea de stat național unitar să fie nevalabil. Pe ce vă faceți, domnul Sandulescu? Domnul prim-ministru Radu Vasile, prim-ministru PNCCD, a trimis o scrisoare Parlamentului în care spune că anumite legi, anumite inițiative legislative ale Guvernului nu sunt votate, nu sunt votate în forma pe care le elaborează Guvernul și că ar trebui puțin mai multă disciplină de partid pentru ca aceste legi să rămână în forma pe care Guvernul a hotărât-o. Dumneavoastră sunteți un indisciplinat, domn profesor. Eu declar că sunt mai mult decât disciplinat. Eu consider că absolut nimeni, nici din partea maghiară, nici din partea PNC-ului, nu m-au criticat în niciun moment. Ca atare, aș dori să vă argumentez într-un fel mai spectaculos. Vă rog, îmi permite să spun știți, doar două frate. A executa, vă dau imediat, a executa absolut toate ordinele, vă aduc aminte de procesul de la Nuremberg.
Unii au fost condamnați la moarte și spânzurați pentru executarea fără discernământ a ordinilor. Eu totuși... Deci dumneavoastră încercați să evitați spânzurarea și executarea. Nu, dar nici n-aș putea participa la un lucru care e contra conștiinței mele. Prin urmare, lucrurile sunt foarte clare. Eu sunt deputat în Parlamentul României. România e un stat național unitar. Am observat că deja două personalități au demereu, domnul Vereștoi și domnul Vorbeli, au zis că n-au fost de acord cu Constituția, dar o satisfac. Partea unitară o acceptă, dar partea națională nu. Trebuie să recunosc că, de asemenea, aici am greșit și neinsistând, dar prin noțiunea de federalizare se înțelege foarte precis multinațional. Dacă dumneavoastră ați vrea ca eu să votez un stat multinațional, federal, eu cred că domnul, nu pot să nu fac votez. Nu vreau să votez, vrea domnul Radu Vasile, că de-aia v-a trimis. Nu, eu înțeleg ce vreți să spuneți, domnul Tucă. Trebuie să mărturisesc că acea comparație pe care a făcut-o colegul meu cu procesul de la Nuremberg este interesantă. Cam dură, cam foarte dură. Da, de luat în considerare. În ceea ce mă privește, sunt mai moderat, cu toate că nu sunt un moderat din fire, de data asta voi fi și voi spune că cei care vorbesc prea mult de disciplina de partid, de fapt, au o atitudine opusă, ostilă parlamentarismului. Clar. Și cred că domnul premier Radu Vasile n-a fost foarte inspirat când a protestat pentru faptul că Parlamentul modifică legile. Trebuie să reamintim că suveran e Parlamentul, fiindcă Parlamentul reprezintă voința națională, executivul este un produs al Parlamentului. Și nu invers. Și nu invers. Acest lucru trebuie să fie reținut, iar dacă va fi uitat, consecințele vor fi mult mai grave decât cred cei care le uită. N-aș interpreta așa. Cred că aici merită de făcut o discuție, pentru că domnul Tucă, de fapt, ne-a împins într-un alt colț al discuției, care nu are nimic de a face cu discuția vis-a-vis de culturalism, multiculturalism și așa mai departe. Doamna ci despre Stoica, disciplina voie, noastră, ci despre loc, disciplina noastră de partid. Pe disciplina noastră de partid și modul în care sunt, să spunem, într-un fel sau altul, îngrădite libertățile noastre ca și parlamentari. Eu vreau să vă spun că domnul prim-ministru s-a referit la acele legi care, așa cum și dumneavoastră bine știți, domnul senator, sunt într-o formă sau alta solicitate pentru a fi armonizate cu directivele și rezoluțiile Uniunii Europene. Prin urmare, din acest punct de vedere, domnul Radu Vasile ne-a rugat, să avem amabilitatea să judecăm mai rapid în comisiile de specialitate cele 20 de legi necesare și date nouă spre studiu, pentru ca până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare să putem să avem draftul necesar. Să nu vorbim deci despre de asta, nu, deci despre asta era vorba în cererea domnului Radu Vasile. E de vorba, după câte am înțeles, despre deci altceva. Deci ieri, asta ne-a cerut domnul Radu Vasile. Da. Eu zic să ne oprim puțin aici, ca să nu vă împingem pe un teren, așa cum a spus doamna Stoica, cum era terenul? Minat sau cum? Dar dumneavoastră, cum îl doriți, domnul Tucă? Terenul pe care dumneavoastră? Spre care doriți să mergi. Terenul pe care se găsește adevărul și dreptatea. E un teren al unecos. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua după aceea discuția. Eu sunt tare curios cum se va termina povestea cu Universitatea Maghiară Germană. Vom intra în legătură și cu dumneavoastră telespectatorii, dar mai întâi publicitatea, după aceea vom afișa numele de telefon și vom aștepta telefonul dumneavoastră. Publicitatea. În sensul multicultural. Numai că noțiunea de multicultural n-a fost discutată anterior și acum urmează să fie precizată. În momentul în care noi am precizat-o în comisie, și asta e recent, eu cred că și guvernul trebuie să țină seama și toți cei care au fost de acord cu diferite cu programe de guvernare. Suntem în direct, da. Suntem în direct. Doamna Stoica, eu cred că această problemă, problema înființării Universității Maghiară Germană, este una foarte importantă.
Dar e dreptul dumneavoastră să credeți acest lucru. Vă mulțumesc că îmi dați acest drept. Este dreptul dumneavoastră să credeți acest lucru, păi, domnul Tucă. Nu trebuie, nu e vorba că eu cred. Este dreptul meu să spun că România astăzi ar trebui să fie preocupată de alte chestiuni. De acord cu dumneavoastră și eu. Și nu să pierdem și să ne măcinăm atâtea energii pe o chestiune care, în primul rând, nu respectă legile din România. Vedeți, domnul Cotu. Eu cer scuze, acum astăzi sunt pus pe calea teoretizării, să zic așa. Vă rog, vă rog. Eu zic că această problemă este o piatră de încercare a democrației. Pentru că, într-un fel, pe mine mă sperie ceea ce spune domnul deputat, mă scuzați, spune că o instituție autonomă înseamnă federalizare. Mi se pare că într-o democrație consolidată, o instituție autonomie înseamnă autonomie locală. Și în democrație aceste noțiuni sunt noțiuni de bază. Și în democrație aceste principii nu contravin caracterului național a unui stat. Eu cred că subsidiaritatea, dreptul comunităților de a decide propriile lor probleme, nu contravin intereselor generale a țării și nu înseamnă federalizare. Înseamnă o autonomie democratică. E o noțiune de bază a democrației. Dumneavoastră aveți dreptul să interpretați cum vreți. Normal, și dumneavoastră. Raționamentul meu este categoric, mai mult decât atât este sprijinit de Comisia de Învățământ. Prin urmare, este o recomandare pentru Camera Deputaților. Prin urmare, eu sunt mulțumit pentru părerea mea. Eu nu neg părerile dumneavoastră, dumneavoastră aveți dreptul să faceți orice propunere, că n-am fi în democrație, însă faceți o ipoteză fantastică, că noi avem o democrație consolidată. Nu, din nefericire, nu prea...